Lucian Ionescu a venit la Oțelul de la Rapid, o altă echipă aflată în insolvență. Noul director de imagine al clubului Gălățean vrea un nou început la fosta campioană. Urmăresc Oțelul îndeaproape de aproape două luni și, sincer, mi-a plăcut ceea ce am văzut că se întâmplă aici. Situația Oțelului, din punctul meu de vedere, este oarecum similară cu a Rapidului. De aceea nu m-a speriat faptul că vin undeva unde oamenii se chinuie, pentru că eu am venit aici din iad și știu ce înseamnă insolvență, știu ce înseamnă probleme, știu ce înseamnă sărăcie. Poate dintr-o ambiție personală. Nu am ales să rămân, eu știu, undeva lângă București sau chiar la o echipă din capitală. Și mi-am dorit să mă alătur unor oameni pe care îi cunosc, doresc să cunosc și alți oameni și pentru mine, nu vreau să par un clișeu, dar spun la modul foarte sincer că este o provocare această venire la Oțelul. Lucian Ionescu vrea să facă din Oțelul o echipă hipermediatizată, la fel cum sunt Steaua, Dinamo și Rapid. Oțelul este un brand în fotbalul românesc, a fost campioană de foarte curând. A trimis pe scena fotbalului românesc fotbaliști de valoare și cred că această echipă, cu toate problemele cu care se confruntă, merită să fie în centrul atenției. Ca un obiectiv personal, mi-am propus, pe lângă ajutorul care sper să-l dau cu experiența avută în fotbal, să facă această echipă, acest club, acest brand să fie mediatizat în mass media centrală, undeva îndeaproape de formațiile din prim plan din București, de gen Steaua, Dinamo, Rapid. Oțelul are nevoie, în primul rând, de rezultate, pentru că apoi va veni și mediatizarea. Echipa gălățeană nu a avut parte de presă favorabilă când a reprezentat România în Champions League, astfel că nu trebuie să mire faptul că Oțelul nu este în prim planul presei.